Etapa cu numărul 3 din Liga Națională Feminină de Handbal a programat derbiul Olteniei, partidă în care HC Râmnicu Vâlcea, în echipament negru, a primit vizita formației SCM Craiova, oaspetele având-o pe banca tehnică în calitate de antrenor principal pe Simona Gogârlă. În precedentele două runde, vâlcencele înregistraseră tot atâtea eșecuri, în timp ce SCM Craiova pierduse în etapa inaugurală, dar a reușit ulterior să acumuleze 3 puncte după victoria la limită în dauna Zalăului. În jocul disputat sâmbătă la Sala Traian din Râmnicu Vâlcea, gazdele au deschis scorul și chiar dacă elevele Simonei Gogârlă au reușit să egaleze în câteva rânduri, vâlcencele au revenit în avantaj de fiecare dată, dar nu la mai mult de 2 goluri. Sirena, care a parafat finalul primei reprize, a găsit în avantaj minim echipa pregătită de Constantin Ștefan, 13-12. Actul secund a continuat pe aceleași coordonate, în sensul că oaspetele nu au condus niciodată, iar vâlcencele nu au depășit avansul de 2 goluri decât în minutul 57, atunci când Ana Maria Simion a înscris pentru 24-21. Craiova a mai avut resurse pentru un singur gol, care a parafat în cele din urmă rezultatul final. HCM Râmnicu Vâlcea, SCM Craiova 24-22, gazdele obținând astfel prima victorie. Foarte muncită, eu zic, da, foarte muncită și sunt mulțumită că am câștigat. În primul rând, bună seara și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Un public extraordinar. Și vreau să spun că suntem foarte bucuroase că am câștigat pe teren propriu cu Craiova, o echipă bună, o echipă cu pretenții, care joacă în cupe. De asemenea, vrem să vă spunem că n-a fost un meci chiar atât de ușor. Ne-am tras până în ultima secundă și cred eu că ne-am făcut datoria bine. Da, o victorie importantă pentru noi. Așteptam primele 3 puncte. Am fost destul de aproape în prima etapă cu Brașovul. La Roman nu am făcut un meci foarte bun. Astăzi am jucat altceva, am fost mai agresiv în apărare. Am jucat mult mai lucid în faza de atac. Din păcate am avut multe situații de 1-1 cu portarul pe care le-am ratat, de-aia și așa puține goluri. Dar felicit întreaga echipă pentru modul cum au jucat astăzi și pentru dorința de victorie pe care au arătat-o astăzi, într-adevăr, din 100%. Miza jocului și dorința fetelor de victorie poate au frut ca să joace mai mult la victorie și atunci a lipsit spectacolul handbalistic. Dar victoria rămâne victorie și asta mă bucură, având în vedere că urmează alte meciuri grele. Dacă mai câștigăm vreo 2-3, atunci fetele vor putea să joace altfel în următoarele meciuri. Cele mai productive jucătoare din tabăra gazdelor, Daria Ilina și Andreea Adespi, au înscris câte 6 goluri, iar Mihaela Senocico și Ana Maria Simion și-au trecut în cont câte 5 reușite. Echipa vâlceană ocupă în clasament locul 11. La egalitate de puncte cu Romanul și Craiova, elevele antrenorului Constantin Ștefan vor avea o deplasare dificilă la ocupanta locului 3, CSM Ploiești, acolo unde vor încerca să furnizeze surpriza. Da, de ce nu? Având în vedere ce s-a întâmplat astăzi la Zalău, că au pierdut la un gol, de ce nu? Noi sperăm, ne luptăm cu fiecare echipă, nu ținem cont ce nume au și de unde vin, noi ne jucăm șansa. Nu e imposibil, noi ne jucăm șansa, chiar dacă avem șansa mai mică, noi ne jucăm șansa până la sfârșit. Dar vom încerca să jucăm cât se poate de bine cu Ploieștiu, indiferent de rezultat, trebuie să fim canalizați pentru cu mentalitate de învingător, pentru că urmează iarăși după Ploiești urmează un meci la fel de important pentru noi cu Slobozia și trebuie să luăm neapărat puncte. Jocul din cadrul rundei cu numărul 4 dintre CSM Ploiești și HCM Râmnicu Vâlcea este programat luni 14 septembrie și va fi transmis în direct la Digisport.